2,31. Și chiar și mai mult, 500.000 de metri pătrați în 2016, dacă scoriete datele, vă rog frumos, vă uitați. Vi se pare prea mult, prea puțin, că spuneați mai devreme că vă temeți că multe dintre noile contracte sunt relocări și, practic, rămân alte clădiri goale. Construim ca să golim clădirile vechi sau...? Nu, evident, nu-mi place perspectiva aceasta, pentru că nu dă stabilitate și predictibilitate pieții românești. Ar fi o dezvoltare speculativă care ați văzut acum vreo 6 ani la ce duce, chiar și la nivel global. Sigur că suntem o industrie cea a dezvoltatorilor care trebuie să urmărească dinamica pieței, dinamica cererilor. Sigur că flexibilitatea este cuvântul cheie în fața chiriașilor mari și mici. Cu cât mai mari, cu atât mai multă flexibilitate. Sigur că trebuie să avizajăm dezvoltările teritoriului actual. Suntem la un loc cu Polonia, rezervor excepțional de muncă, de mânăre calificată de muncă. Și nu are ce să se întâmple altceva decât dezvoltarea în România a cererii de birou. Cu toți chiriașii cu care vorbesc, aflu că sunt extrem de mulțumiți de mediu, de oamenii pe care îi angajează. Avem tineri excepționali și nu-i vorba mare. Avem ingineri foarte buni, avem cunoscători de limbi străine, nimic nou. Și avem și masă critică. Avem suficienți tineri care se avansează anual pe piața muncii. Așteptăm creșteri. Ce nu este de dorit sunt creșterile de dragul relocărilor. Nu știu de ce se întâmplă, dacă se întâmplă, sper să fie de ce în ce mai puține. Dar cuvântul de ordine este să urmărim piața, trendurile europene, și să fim oricând pregătiți cu spații noi de birouri. În momentul când depășim dezvoltarea de birouri față de cererea chiriașilor, atunci o să avem primul început de bulă